no, muy bien. Ah, muchas gracias. Mergem spre tăul țapului. Ia să vedem trei fără să pună. Gata. Nu are cum de țapă. 21 august 2021. Mergem în la tăul țapului. Marcajul este bulină roșie. Apoi pe costura porțile închise. Mai e puțin și ieșim în golul alpin. Da. Tăul țapului. Care grația. Ciprian, vino în coace, că de aici îl văd. Vino aici. Se vede mai bine de acolo, nu? Vino în coace. Super, vă vezi aproape în totalitate. Oh, da. Ah. Ah, pe aici. Vai, super loc. Da, chiar că e. Și cu insulă, bravo, traversăm, mă? A, să-l traversăm? Pe insulă? Păi stai să ne uităm unde e. Super, ia să spun că fac. Mihai. Cei care urmăriți, veniți aici, că nu pierdeți nimic. La cât e la 2000? 2100. Salutări de la tăul țapului, 21 august 2021.
și cu celebra insulă. Ce zici, mă? Să intrăm? Nu văd care. Hai că să moare ăla, să nu-i facă vreo de-aia pe acolo. Acum mergem pe punct roșu către creasta aceea de sus. Vârful acela din stânga este vârful capul Văii Rele 2403 și noi ne strecurăm printre bolovanii ăștia ușor așa. E o șa. Se vede, da. La Cutăul Sapului 2200, altitudine. Da. Căldarea asta glaciară. Cu insule pe care poți ajunge destul de ușor. Acum chiar îmi pare rău, domn profesor, că nu am intrat și eu în lac. Hai că poate mai există o dată viitoare. Trecem amândoi. Foarte frumos. A, ești acolo. Mă, ce vâlcel acolo. Ui, dar am urcat, mă. Am urcat. Suntem în creasta Retezatului și acum urcăm pe custura asta care merge către vârful capul Văii Rele, așa se numește, 2403. Este marcată cei drept cu bandă roșie, însă e mai accidentată. Dar ca de regulă ne grăbim încet, adică cu cap. Cei trei temerari erau doi. Ioan și Ciprian. Un temerar a devenit cu tezător. Mai în față. Cu teză. Liber cu cercetător. Și să vă arătăm un pic și din tăul țapului. Ăsta e tăul țapului și cu domn prof. La culez. Salutare, domn profesor Ioan. Salutare la culez de Afi. Mergem pe custura Păpușa acum. Da, e. Nu-i așa? A, uite, sunt și niște cabluri. Văd că sunt niște cabluri pe aici. Mai e un pic până pe vârful Păpușa.
Bună ziua! Suntem pe Custura Păpușa. Cu domn profesor înainte. Este un marcaj cruce galbenă. Custura Păpușa în coborâre. Da, ăștia de pe vârf au fost de treabă. Am văzut că am schimbat câteva glume cu ei, nu? Da, chiar. Nu s-au supărat. Nu. Ăsta semăna puțin cu marangocea la care ți-a făcut poze. Ai văzut? Da. Semăna, dar nu cred că avea caracter. Nu. Mai avem puțin din Custura Păpușa. Ce a fost mai abrupt s-a terminat. Acum este o porțiune de omoală care ne va conduce către fereastra Custurii Păpușa la 2260 de metri altitudine. Iar de acolo vom coborâ pe triunghi albastru pe valea râului Bărbat. Cel din față masiv este vârful Custura 2457. Peleaga și Custura Păpușii, asta unde e domn profesor. Valea râului Bărbat, stânele în depărtare, râul Bărbat și piciorul de munte al vârfului Custura. Poena Pelegii. Vârful Peleaga 2509, se vede un pic și din colți. Colții Pelegi. Da. Și Custura Păpușa. Mergem pe valea râului Bărbat. A, e un cățel aici. Mai. Aoleu. Mai ocoleau pe aici. Vârful Peleaga. Se vede un pic și din Custura Păpușa, în mijloc. Imediat. Da. În găleata aia, da.